Bună seara, dragi prieteni! Așa cum v-am obișnuit, și în această seară suntem alături de voi. Sunt Bianca Ionescu și cu Laszlo Borno vă spunem bine ați venit! Bine ați venit! Cum te simți, Barni, în seara aceasta? O săptămână s-a scurs, iată-ne la final! Pentru mine, seara de joi, suntem în joi, nu? Seara de joi pentru mine înseamnă începutul weekendului. Și pentru mine? La mine weekendul durează 3 zile. Vine sâmbătă și duminică. Și apoi luni, marți, miercuri, joi suntem aici cu dragii noștri telespectatori și apoi ia din nou weekend. Am observat că a revenit printre noi Betty. A lipsit aseară din motive personale. În seara aceasta a avut o mică problemă, s-a întâlnit cu un alt peștișor, a avut ceva de povestit. Viață de pește, cum a spune. Păi da, foarte fericită. Barni, ce evenimente s-au întâmplat în data de astăzi? Ce ne-ai pregătit? Nu sunt foarte multe evenimente pe care vreau să ți le prezint eu. În schimb, în istorie s-au întâmplat mai multe. Vreau să spun că pe 6 aprilie 1795 apare prima carte românească de matematică. Aceasta a fost tipărită în Moldova. Și cartea purta titlul Aritmetica. Apoi, în 1896, la Atena se deschid primele jocuri olimpice moderne. 1990, Ion Rațiu este ales președinte al PNCCD. Poate că ai auzit de PNCCD. Da, de la tine. Da. Bun. Încă câteva lucruri. 1994 este marcat printr-un eveniment tragic, aviatic, care s-a întâmplat, și anume președinții statelor Ruanda și Burundi și-au pierdut viața într-un accident aviatic. Un eveniment pe care tu cu siguranță îl știi s-a petrecut pe data de 6 aprilie 2009 în Italia. Da. Îți amintești cumva? A fost cumva un cutremur foarte mare în Aquila. Și după aceea, din câte știu, au fost și alte cutremure mai mici. Da. Urmate de altfel de catastrofe, de proporții mai mici, dar au urmat foarte multe cutremure după cel de la Aquila. Am înțeles. Un alt eveniment destul de important, spun eu important, este faptul că astăzi prietenul nostru, Beniamin Roman, are ziua de naștere. Îi urăm la mulți ani și toate cele bune. Barni, am auzit din întâmplare astăzi că s-a mai descoperit ceva referitor la acel clopot despre care am tot vorbit zilele trecute. Ce pot să-mi povestești despre acest clopot? O să încep prin a-ți povesti, de fapt nu-ți povestesc, cât îți citesc un articol pe care l-am găsit. Și după aceea ne vom uita împreună cu telespectatorii noștri la rubrica De vorbă cu doctorul. Iar apoi îți povestesc dacă acel articol este realmente adevărat sau nu. Bine. Foarte bine. Uite, am găsit un articol pe internet care spune așa. Clopotul de la Catedrala Mântuirii Neamului, răsturnare de situații. Greșeală uriașă care aruncă presa în aer. Clopotul nostru de la Catedrala Mântuirii Neamului cântărește 25 de tone, are 3,3 metri înălțime, da? Și 3,3 lățime da. Sau diametru. Bun. Ce spune acest articol de pe internet? Spune următorul lucru. Că presa a vuit cum că acest clopot este cel mai mare din Europa. Da, chiar așa am anunțat și noi. Dar că cel care scrie articol spune este foarte zamăgit pentru că s-a produs o greșeală enormă. Și greșeala constă în faptul că, de fapt, există un alt clopot mult mai mare, de proporții mult mai mari decât clopotul nostru. Asta înseamnă că faptul că clopotul nostru este cel mai mare din Europa este o minciună gogonată. Absolut. Și dacă luăm în calcul dimensiunile referitoare la celălalt clopot, îți repet dimensiunile noastre. Da. 25 de tone, 3,3 metri înălțime și 3,3 lățime. Da. Le-ai ținut minte, da? Cum să nu? Și acum, celălalt clopot despre care se vorbește în articol, îl găsești în Moscova, lângă zidul Kremlinului, și are următoarele. 216 tone, 6,14 metri și diametrul este de 6,6 metri. Întrebarea logică este următoarea. Care clopot este mai mare?
Ne-am lăudat degeaba toată săptămâna că avem clopotul cel mai mare din Europa? Da, și clopotul despre care se vorbește nu doar că este cel mai mare, dar este și un clopot vechi. Încă de pe vremea țarilor s-a construit acest clopot prin 1733. Dar o să spun mai multe după ce ne uităm la rubrica de vorbă cu doctorul. Bună, Răzvan! Bună, vă salut, dragilor! Astăzi vom vorbi puțin despre hepatită. Răzvan, ce este hepatita și de câte feluri este ea? Hepatita ca atare e o inflamație, un rezultat al agresiunii asupra ficatului. Ea poate să fie de mult mai multe feluri. Când vorbim de hepatită, în general în România se înțelege hepatita de cauză virală. Și în general hepatita de tip A. Dar trebuie spus că există mai multe tipuri, există hepatite de mai multe cauze. Atât virale, nu doar virusurile A, B, C, D, E, mai puțin la noi e de importanță, e endemic undeva în Asia și în Africa, cât și virusuri cum sunt Epstein-Barr, citomegalvirus, mai puțin auzite de populația, dar care există și care pot da hepatite serioase. Există hepatita datorită anumitor toxice, în principal medicamente, dar și anumite toxice care pot fi accidental ingerate de pacienți sau uneori anumite au existat cazuri publicate în literatura de specialitate în care în dorința de a lua tot felul de suplimente naturale care fie ajutau să slăbească, fie să fie mai fericiți, mai tineri, mai nu știu cum, aceste suplimente făcute probabil pe vapor în drum dinspre o anumită parte a continentului către aici au fost contaminate fie cu metale grele, fie cu tot felul de compuși toxici și au dus ca pacienții să facă hepatite. Mai rar există hepatita medicamentoasă din cauza anumitor medicamente care pot induce o agresiune asupra ficatului. Repet, în general când vorbim, populația știe de hepatite și de virusurile hepatitice. A, B, C, D. Bun. Boala mâinilor murdare, hepatita. De ce spun că e boala mâinilor murdare? E, dacă vreți, cea mai benignă din aceste tipuri de hepatite. Este datorată infecției cu virusul hepatitei A, virusul hepatitic A. Îi spun că e boala mâinilor murdare pentru că transmiterea lui este de tip fecal-oral. Adică trebuie ca cineva să intre în contact cu fecalele unui pacient infectat cu hepatita A ca să facă boala. Cum se întâmplă să facă chestia asta? Că nimeni nu pune mâna pe dejecțiile altuia. Nu. Dar noi suntem realmente o țară în care igiena este extrem de precară, este o țară foarte pauperă, în care chiar și alimentația publică suferă foarte serios și nu există o educație a folosirii corecte a apei și a săpunului și din pricina acestor lucruri există posibilitatea ca foarte mulți oameni de bună credință să facă boala. E adevărat. Are un spectru foarte larg, de la o formă foarte asimptomatică, ușoară, pe care unii o fac și nici nu știu că au făcut așa ceva, să trezesc peste ani la un examen de rutină că descoperă că au anticorpi împotriva hepatitei, dar ei nu și-au amintit să facă boala vreodată, până la forme foarte serioase, în care pacientul, forma tipică icterică, în care pacientul se face galben, în care are probleme cu scaunele, în care face eventual și febră, și în general se simte rău până când se face foarte galben. În momentul în care se face foarte galben, face așa zisul icter, da? Lucrurile încep să se simte mai bine și în câteva zile, săptămâni, pacientul se face bine. Vestea bună este că cu foarte puțin tratament, în general forma asta trece bine și nu se cronicizează. Este singura din tipul, din virusurile hepatitice, singura hepatită care nu cronicizează. Deci nu poți să ai hepatită cronică cu virusul ăsta, n-ai cum. E, dacă vreți, vă spun, cea mai benignă. Dar, repet, foarte întâlnită în populație. Nu mai știu unde și nu vreau să inventez date statistice, dar auzisem la un moment dat, nu e verificată treaba, n-am găsit încă scris, că în România sunt mult mai mulți pacienți decât bolnim noi cu anticorpi împotriva acestei boli, arătând într-o foarte mare măsură cât de civilizați și cât de curați suntem noi ca țară, din punctul ăsta de vedere. Bun. Virusurile hepatitice B, C și D. Virusul B, de principiu, se transmite cam în același fel în care se transmit și celelalte, cum se transmite HIV-ul. Adică prin tot felul de contacte care implică sânge sau umori. Asta înseamnă manevre instrumentale de la banala manicură, pedicură, până la folosirea în comun a anumitor scule tăietoare, înțepătoare, inclusiv unghiera.
până la folosirea în comun a aparate de ras, da? Care, la care schimb doar lama și așa mai departe. Și astea pot fi până la contaminare cu seruri, cu salivă, cu salivă pe rană directă, trebuie spus asta, sau cu sânge, fie înțepat direct, fie prin anumite manevre, inclusiv tatuaje, inclusiv tratamente stomatologice cu, să zicem așa, materiale sau unelte sau scule, dacă vreți, insuficient sterilizate. Toate astea pot duce la apariția hepatitei B. Există și forme de transmitere de la mamă la copil, din păcate, și există forme de transmitere foarte, foarte frecventă, transmitere sexuală a hepatitei B. Prin contact sexual direct, nu discutăm de ce tipuri, în general, aproape orice contact sexual poate să se ducă să te contaminezi cu hepatita B. Acum, ea singură ca atare poate să fie însoțită de infecție cu virus hepatitic D, Delta. Virusul hepatitic D nu poate infecta de unul singur bolnav. Trebuie să aibă împreună și virusul B. Și există pacienți care sunt infectați cu virusul B și pot acumula ori în același timp, ori în timp, pot contacta și virusul, infecție cu virusul Delta. Și evident, două viruși pe același ficat nu fac bine. Da? Evident că nu fac bine și atunci lucrurile sunt foarte serioase. Acest, mai există apoi virusul C. Virusul C se transmite în maniera asemănătoare virusului B. Mai puțin contactele sexuale nu sunt, nu e dovedită clar că există, sunt rare situațiile în care poți să iei prin contact sexual virus C, dar rest poți. Tot ce înseamnă manevre și tu ca medic și tu ca bolnav poți, deci se poate transmite oricum. Nu este nicio lege care să interzică transmiterea de tipul ăsta. Și de principiu trebuie știut clar că virusurile, bacteriile, paraziții, fungii nu fac deosebire de rasă, religie, status social și mai departe. Ei ucid și fac treaba perfect, indiferent cine ești și cum te cheamă. Bun. Ăștia sunt principalii vinovați. Problema cu virusurile B, C sau B cu D este faptul că ele se cronicizează. Și odată intrat în celula hepatică, ele nu mai ies niciodată de acolo. Indiferent dacă faci tratament sau nu. Și riscul ca chiar dacă ai trecut și te-ai vindecat, să zicem, de hepatită, fie spontan, fie hepatită B sau C sau B cu D, și te-ai vindecat spontan de așa ceva, sau cu tratament, riscul este ca în timp să producă niște mutații, niște modificări în această celulă hepatică, care să producă apariția cancerului hepatocelular. Și ești obligat ca medic, ca un pacient pe care îl îngrijești și are virus B sau virus C sau B cu D, să-l cauți, să-l cauți periodic, să nu cumva să dezvolte în timp, chiar cu ea, să zicem, cu hepatita ținută sub control, să nu dezvolte carcinom hepatocelular. Și trebuie căutat un astfel de pacient și trebuie să fii conștient că există o complicație tardivă, nu o face acum, nu o face peste un an, dar peste câțiva ani poate să se sterilizeze pacientul carcinom cu cancer de ficat. Asta este complicația tardivă. Și astea sunt, în general, despre tipul ăsta de agresiuni hepatice. Repet, pot exista hepatite medicamentoase, pot exista și alți virus, am spus despre de Epstein-Barr, de citomegalvirus și nu numai. În principiu, ăștia sunt cei care sunt puși. Hepatitele E sunt mai predominante în zona Asiei de Sud-Est, în zona Oceanului Indian, în zona Africii. În principal pe acolo sunt, nu? Și sunt cazurile care sunt, sunt cazuri la pacienți care călătoresc acolo sau cazuri de import, nu prea există la noi în țară de tipul ăsta. Cum depistăm hepatitele? Ce simptome avem cele și canaliză? Să știți că problema e și chiar în boală ca atare, odată ce te-ai infectat, nu toate sunt simptomatice. Uh-huh. Sau simptomatologia o putem pune pe seama unor lucruri care, cum să spun, ne pot da țeapă. Da? De ce spun asta? Analizele sau da, analizele de sânge sunt cele care sunt care pun diagnosticul clar de așa concludent ceva. Doar examinând bolnavul nu poți să spui. Pentru că există la hepatita B sau la hepatita C la ceva timp de la contactul care a produs infecția, a produs pătrunderea virusului în sânge, poate varia intervalul între 2, 4, 6 săptămâni, chiar și la 8 săptămâni, sindrom ori pseudogripal. Pacientul simte ca și cum ar avea o gripă sau o răceală obișnuită, ori un sindrom de ăsta digestiv în care se simte ca și cum ar fi avut o așa zisă indigestie. Sau unii au tipic forma icterică în care încep să facă febră, să aibă durere în, ca la hepatita
durere în zona ficatului și să se simtă rău până când iară să fac galbeni, cu tipic forma icterică și apoi locul. Evident, se duc la medic, transaminează la anumite analize care arată funcția ficatului, sunt foarte mari, hepatitele acute de obicei foarte, foarte mari. În formele cronice sau cronicizate, hepatita acest, spre exemplu, transaminazele pot să fie normale. Asta nu spune că boala nu e activă. Din contră, hepatita B de obicei transaminazele sunt ușor crescute și există pacienți care, de exemplu, întâmplător vezi că au transaminaze crescute și spui, hai să facem și un examen virusologic, să vedem dacă ai virus hepatit B și atunci, cu ocazia aia descoperi, întâmplător, descoperi că au și virus hepatit B și C. Pe lângă asta, se face în momentul în care suspectezi un pacient de genul ăsta și faci ecografie și analize de sânge, mai faci analize care sunt, acum dacă vreți, de biologie moleculară și mai performante. Așa numită viremie sau încărcare virală. Asta măsoară în sânge, folosind niște tehnici mai speciale, dacă vreți, măsoară cât de mult virus există activ în sângele tău. Sau dacă virusul e vindecat sau dacă e activ acum și îți va face rău. Și în funcție de asta există și se dau tratamente pentru așa ceva. Pe lângă testele de sânge se fac testele, așa zise, fibromaxul sau fibroscanul. În ce constă acesta? Folosesc tehnici ultrasonografice care măsoară atenuarea prin țesutul hepatic a unor unde de ultrasunete și vede în ficatul al meu, al tău, al bolnavului, cât de multă fibroză, cât de multă cicatrice este în urma agresiunii lăsate. Practic, fibroză, dacă vreți, asta înseamnă așa în mare spus, cicatrice. Cât de cicatrizat e ficatul meu sau al tău sau al pacientului, pentru că iarăși în funcție de asta eu pot să dau tratament. Și care e riscul ca pacientul să facă ciroză din punctul ăsta de vedere? Da? Și evident, ulterior, făcut la un anumit interval, după ce am reușit să vindecăm treaba asta, făcut periodic neapărat examene care să fii sigur că pacientul nu-ți face cancer hepatocelular. Nu trebuie omis și mereu spun de vinovatul principal alcoolul. Să știți că și alcoolul dă hepatită, există hepatită alcoolică, nu doar pancreatită alcoolică, există hepatită alcoolică și el este un agresor pentru ficat. Deci trebuie să înțelegem că dincolo de o componentă socială, dincolo de o componentă de relaxare, alcoolul este un toxic pentru ficat și nu este deloc, nu beneficia niciun fel de efecte benefice pe ficat dacă este consumat în mod cronic și în mod constant, categoric. Da? Deci există, când e consumat la un moment dat brusc, într-o cantitate foarte mare, și acestea, nemai punând la socoteală că și alcoolul are diferite proveniențe. Nu tot alcoolul este așa cum credem noi, îmbuteliat și de o anumită calitate, ci de multe ori este preparat în condiții îndoielnice, fiind contaminat cu tot felul de produși intermediari, care la rândul lor fac evident mult mai mult rău decât ne-am putea aștepta din punctul ăsta de vedere. Inclusiv alcoolul metilic, spre exemplu, care e groaznic, intoxicația cu alcool metilic. Nu doresc nimănui să mergesc un bolnav cu așa ceva. Care este tratamentul? Există tratamente. Bănesc că este variat. Da, în funcție de tipul de agresiune. Există tratamente antivirale în principal. La hepatita A lucrurile repet. În general, în cazul în care nu vorbim de pacienți cu boli cronice pe care să le decompenseze, lucrurile evoluează bine și cu tratament mai mult suportiv și nu antiviral, lucrurile merg bine. Pot să dai și nu e o problemă și tratamentul. La hepatitele cu virusuri B, C sau B cu D, exista mai de mult terapia cu interferon și încă există cazuri în care se preferă și se dă acest interferon. Că dacă vreți, o moleculă care există și în corpul nostru, numai că e dată o cantitate mai mare, pentru că e o moleculă cu proprietăți antivirale dovedite. Încearcă să distrugă foarte mult virusul. Virusul, spre deosebire de microb, deci spre deosebire de, vă dau exemplu de microb, e Escherichia coli, care produce infecția urinară. Deci, spre deosebire de virusul hepatitic, spre deosebire de Escherichia coli, are o proprietate, dacă vreți, nedorită pentru noi. El intră în celulă. Virusul e în afara, microbul e în afara celulei. Afectează celula prin alte mecanisme. Virusul intră în celulă, se integrează acolo în genomul tău, în mijlocul, în miezul celulei și de acolo face rău. Și trebuie să distrugi celula odată ca să poți distruge virusul. Dacă nu distruge virusul oricum. Da? Bun.
De aici efectele mumei. Și atunci interferonul este o moleculă care pătrunde în celulă și distruge țintit oarecum virusul și mai puțin anumite cele. Sigur, efectele nu sunt ușor de suportat, există anumite chestii. Există tratamente antivirale împotriva virusului și există de anumite linii, de anumite tipuri și pentru B și pentru C. Vestea bună este că există și în România aprobat, nu numai în străinătate, o terapie foarte promițătoare acum de vreo 2 ani, care promite o rată de vindecare de peste 90% a hepatitei C, da? În anumite stadii, în momentul în care pacientul face anumite modificări și, repet, testul Fibromax, anumite analize de sânge, îți arată că pacientul se găsește într-un anumit stadiu al hepatitei, administrate aceste antivirale, care sunt destul de scumpe, prețul lor fiind prohibitiv dacă nu e acoperit o parte din casa de asigurări, pot aduce vindecare la peste 90% din bolnavi, peste 90% din cazuri și rămâi doar cu o varietate foarte mică de non-responder, de pacienți care nu răspund acest tratament. Nu la fel de bine stă tratamentul hepatitei B, de infecție cu virus hepatitic B, în care încă există terapie cu interferon și în care nu trebuie să, adică dai și tratament antiviral, dar e nevoie și de tratament cu interferon pentru a stăpâni și a vindeca, dacă vreți, infecția cu virus hepatitic B și de cele mai multe ori există un număr mai mare de pacienți care nu răspund la această terapie, spre deosebire de noua terapie pentru virusul C. Și evident, lucrurile sunt și mai serioase atunci când, adică răspunsul e și mai mic când pacientul are coinfecție cu virus D. Adică, sau mă rog, are și, și virusul D, are B cu D. Lucrurile sunt evident mai serioase din punctul ăsta de vedere. Se poate ajunge, din păcate, printr-o hepatită acută fulminantă și pacienți tineri și n-am văzut puține cazuri, din păcate, pe o hepatită, eventual mai iau un anumit medicament care decompensează și să facă brusc hepatită acută în care își pot pierde ficatul în câteva zile și au nevoie de transplant de ficat într-o săptămână. Sunt cazuri în care ajung într-o săptămână dintr-un om sănătos la transplant de ficat. Profilactic. Știm că există vaccin. Există vaccin împotriva hepatitei A, categoric. Există vaccin împotriva hepatitei B. Împotriva hepatitei C, nu. Evident că dacă, mai ales într-o țară ca România, să fii vaccinat împotriva hepatitei A nu poate fi decât un lucru bun. Asta după ce eventual ți-ai făcut anticorpii, nu cumva să vezi dacă n-ai făcut boala. Repet, suntem o țară care e certată foarte mult cu regulile de igienă primară. Pentru virusul B, mai ales și există regulă care spune că profesioniștii în domeniul sănătății, personalul mediu sanitar, personalul medical, este nu neapărat obligat, este recomandat să facă vaccinuri pentru ca să nu ia de la pacienți prin tot felul de acte instrumentale. Oricare dintre noi ne putem înțepa, ne putem contamina cu secreții de la pacient și facem. Odată, se face și de la naștere. De principiu, la vaccinul împotriva hepatitei B e foarte simplu, e inginerie genetică și faci prima dată după naștere și eventual un rapel la 18 ani și după aia la câțiva ani, în funcție de cum sunt anticorpii. După ce se măsoară anticorpii și dacă sunt în titlul protector peste 10 unități, nu e nici fel de problemă, nu trebuie să mai repeți vaccinul. Bun. Dacă nu, repeți vaccinul și aceștia apar. Nu protejează 100%, dar protejează într-o proporție foarte mare. Adică nu poți să te scazi în sângele unui pacient sau nu poți să mergi de nebun să ai tot felul de acte sexuale necoordonate, în așa fel încât nu asta te va proteja, categoric nu. Știind transmiterea, evident, eviți tot felul de împărțiri cu oricine altcineva, fie și membrii familiei, repet, fie și membrii familiei, de orice obiecte de igienă primară nu trebuie, împărțite cu nimeni. Trebuie să vezi în ce cabinete de cosmetică intri și asta este o idee. Trebuie să caști gura la ce cabinete de stomatologie dacă vrei intri și aici. E o altă discuție care se face. Fără a fi condescendent față de colegii stomatologi, nu vreau să fiu înțeles greșit. Trebuie să fim atenți. Noi, cei din domeniul sanitate, să fim atenți cum cei care fac manevre, cum sterilizăm instrumentele care se reutilizează și așa mai departe. Nu folosim, categoric nu folosim lucruri de la unul la altul, fără dar și poate. A dispărut vremea aia, dar trebuie spus că a existat și există cohorte de pacienți din anii 80 care au prins, din păcate, vremuri în care se făceau transfuzii și realmente nu e neapărat vina nimănui, pentru că de multe ori, adică de hepatite B și C, s-au aflat foarte mult în anii 90. Nu se știa de ele atât de mult în anii și de modul de transmitere în anii 80.
mă rog, și practicile instrumentare, mai bine existau seringi de unică folosință și lucrurile așa. Evitarea și folosirea de măsuri de protecție în cadrul relațiilor sexuale, trebuie spus că anticoncepționale orale nu te protejează de bolile cu transmitere sexuală, aici intrând și hepatitele și HIV-ul și EBV-ul și așa mai departe. Nu. Te protejează doar contraceptivul de tip barieră, da, și te protejează de sarcină. Dar singurul care te protejează de chestia asta este prezervativul, da? Și atât, nimic altceva. Deci orice altă metodă nu te protejează de contaminare cu așa ceva. Și evident, trebuie văzut cum stau lucrurile. Cam asta e metoda de a te feri de astfel de... Vezi de unde consumi anumite alimente vis-a-vis de hepatitele cu transmitere fecal-orală, de unde îți cumperi mâncare, cine o pregătește și așa mai departe. Dacă ești cel care pregătește mâncare pentru mai mulți oameni, asigură-te că de fiecare dată după ce folosești o altă, te speli pe mâini și că atunci când pregătești mâncare, ești spălat pe mâini sau folosești cel puțin, nu știu, mănuși și așa mai departe. Dar bine, și pe submănuși să fii spălat pe mâini, da? Spune-mi, te rog, o persoană care a fost infectată cu acest virus, ce ar trebui să știe? De exemplu, eu personal știu că nu poate dona sânge. Mai sunt de și alte principiu nu poate dona sânge, de aspecte. Principiu trebuie să aibă grijă să meargă periodic la control, trebuie să aibă grijă de cei din familie, de cei dragi, ca să nu-i contamineze la rândul. Pentru că, repet, doar pentru că sunt din familia ta, nu va opri virusul să infecteze scurt, trebuie să știe clar și așa mai departe. Și trebuie să meargă să-și facă anumite teste, să vadă în ce fază virusul, trebuie să știe dacă poate să nu să facă tratament, să nu ajungă la transplant de ficat și la alte complicații, la ciroză hepatică și așa mai departe. Pentru că, din păcate, poate să facă asta și, evident, să nu mai consume și altceva care poate dăuna suplimentar celule hepatice, cum ar fi alcoolul, spre exemplu. Mult mai frecvent fac pacienții și fac răul lor consumând alcool decât consumând alte medicamente recomandate. Îți mulțumesc tare mult, Răzvan, și pentru astăzi. Dragilor, pe data viitoare. La revedere! Mulțumim, dragilor noștri colegi, dar acum, Barney, trebuie să mă lămurești cu o treabă, că altfel eu nu pot să închei săptămâna. Avem sau nu avem clopotul cel mai mare din Europa? Corect. Pentru cei care au intrat mai târziu, repetă puțin cele spuse dinainte, și anume că a apărut un, hai să spunem, articol pe internet, de fapt, da, cu câteva rânduri, care de fapt spun următoarele. Clopotul nostru, care va fi montat la Catedrala Mântuirii Neamului, nu este cel mai mare din Europa. Pentru că toată presa spunea și vuia faptul că noi avem cel mai mare clopot din Europa. Din lume e mai complicat un pic. Discutăm cu altă ocazie. Dar din Europa. Și acești oameni de pe site-ul acesta, în acest articol, spun următoarele. Că, de fapt, în realitate, cel mai mare clopot, citesc de aici, din lume și implicit din Europa, se află în interiorul Kremlinului. A fost turnat în anul 1733 la Moscova pentru bisericile țarilor ruși. Și acum spune articolul mai departe. Așadar, dezinformarea din presa românească a apărut pe un site, apoi a fost preluată de mai multe publicații online. Este o problemă gravă, dar nu atât de gravă precum ce au făcut anumite ziare Quality, care au folosit această informație ca pretext. Ce se întâmplă? Parafrazează. Am încheiat. E suficient. Avem sau nu avem cel mare clopot? Asta se întreabă. Deci nu. După acest articol, nu. Dar urmează ceva. Dar m-am uitat puțin pe internet, am dat un search și am descoperit următoarele lucruri. Realmente în 1733, de fapt în perioada 1733-1735, s-a construit un clopot imens. Și clopotul acesta imens a fost dedicat împărătesei Ana I-a Rusiei, care de fapt era nepoata lui Petru cel Mare, cel care a construit Sankt Petersburg. Și această Ana I a Rusiei, de fapt, a îndeplinit visul bunicului ei, Alexis I. Și anume, clopotul despre care vorbim din 1733, cum spunea și articolul de pe internet, are următoarele dimensiuni. 6,14 metri înălțime, un diametru de 6,6 și 216 tone. Imens! Mult mai mare decât... Atunci am spune, da, este o minciună gogonată faptul că avem cel mai mare. Dar voi continua. Ceea ce mulți nu știu despre acest clopot, care a fost construit
în bronz de către Ivan Motorin și băiatul său Mihail și împreună cu alți 200 de oameni este faptul că acest clopot n-a bătut niciodată. Deci nu a fost folosit niciodată. Nu știm în ce fel a fost folosit dacă el n-a bătut niciodată. Înțelegi? Ei l-au construit. Ideea este că pe undeva prin 1701 ei au construit alte două clopote mai mici, 130 de tone aproximativ, dar care ulterior au fost distruse pentru a se construi unul mult mai mare, acesta despre care vorbim, care poartă și denumirea de clopotul țarului. Ce se întâmplă? Acest clopot se poate vizita astăzi, dar că doar că vom descoperi că acest clopot este și spart. La un moment dat, o lespedă de aproximativ 11,5 tone l-a spart. Și dacă l-a spart, crezi că mai putea suna? Nici de cum. Undeva prin anul 1836, August Ricard, un arhitect, l-a descoperit, l-au scos la suprafață acest clopot și astăzi poți să-l vizitezi în Moscova, lângă zidul Kremlinului. Ce se întâmplă? La un moment dat, după ce l-au descoperit și l-au pus din nou în văzul publicului, când au văzut cât de mare este, unii l-au folosit drept o mini-capelă. Îți spuneam, este o imensitate de clopot. Mai târziu însă, o grupare de staroveri, cândva în 1666-1667, o grupare de credincioși care s-au intitulat vechi credincioși, chestia asta se întâmplă în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Nicon al Moscovei a făcut niște reforme. Astfel că unii dintre ortodoxii de atunci au zis, nu, noi suntem vechi credincioși, adică staroveri. În rusește, da? Asta înseamnă. Noi suntem cu credința veche, mă, nu vii tu cu reformele noastre. Și în semn de protest au plecat din biserică și s-au, să spunem în ghilimele, rupt de organizația oficială. Aceștia susțineau că la un moment dat, în ziua judecății de apoi, bineînțeles, acest clopot despre care îți spuneam, care a fost part, acest clopot mare, va fi refăcut. Cum? Într-un mod miraculos. Și el va fi luat la cer, astfel încât acest clopot va suna la ceasul de rugăciune al îngerilor. Sunt tot fel de teorii despre clopotul acesta, care mai de care, însă, cum îți spuneam, clopotul nostru este cel mai mare din Europa și este funcționabil. Despre acest clopot spunem următoarele. N-a bătut niciodată, dar el există fizic. Am înțeles, deci m-ai lămurit. Înainte să urmărim următoarea rubrică, vreau să-ți dau o știre tristă și destul de șocantă. O tânără originară din Rusia, care lucra ca fotomodel în Italia, a murit din cauza anorexiei. Mama ei a ascuns cadavrul într-o valiză pe care a aruncat-o apoi în mare, în apropiere de Rimini, un oraș aflat pe coasta italiană a Mării Adriatice, informează Le Parisien. Este înfiorător acest lucru. Păi asistăm fără păi, dar asistăm la un viac în care să fii cât mai slab. Să fii cât mai slab. Sau mai ales când lucrezi ca și fotomodel. Absolut, absolut. Ci se impune. Dar anorexia nu arată faptul că areți bine. Ci înseamnă că ești bolnav. Despre asta discutăm aici. Ai nevoie de ajutor, clar. Absolut. Dar gestul mamei m-a șocat și mai mult. Știi cum este, Bianca? Observ foarte multe cazuri în care unul dintre părinți face vreo năzbâte de genul acesta. Sau unul dintre copil, în raport cu părinții, face o năzbâte de acest gen. Și sintagma care spune de la ce nu te aștepți, ăia îți fac ceva, uite că se întâmplă. După care această mamă a plecat în Rusia și poliția italiană a descoperit cadavrul în valiza respectivă pe plajă. Și iată că după o anchetă serioasă au descoperit că fusese chiar mama ei care a comis acest gest. Nu știu dacă o putem numi din acel moment mamă pe această femeie care și-a ucis propriul copil. Dar trebuie să menționăm că poate au fost și neînțelegeri. Însă mai discutăm despre acest lucru. Da. Te invit și vă invit, dragi telespectatori, să urmărim împreună rubrica de coaching cu Alin Ispas. Bun
venit la o nouă ediție a emisiunii Liderii care contează. Sunt Alin Ispas și împreună astăzi o să discutăm despre cum gândesc oamenii de succes. Pentru că succesul lasă urme, putem și noi, da, să călcăm pe urmele succesului. Și astăzi o să repetăm această temă, conform căreia succesul începe în mintea ta. Întrebarea cum gândesc oamenii de succes nu este una retorică. Ea ne va conduce prin cel puțin 6 metode pe care oamenii care reușesc să gândească succesul și apoi să-l aplice, le folosesc. Și discuția de astăzi o să se încadreze sub tema gândirii de ansamblu. Pentru a putea accesa un nivel superior de gândire, este nevoie să cultivăm, adică să fim intenționați. De ce acest cuvânt, acest verb a cultiva? Deoarece mintea ta este ca un teren pe care, dacă nu ești intenționat, cum am spus, vor apărea ce? Burienile. Nimic bun în lumea noastră nu crește fără efort. Și un agricultor poate să ne spună lucrul acesta. Așadar, David Schwartz ne spunea că atunci când vine vorba de succes, oamenii nu se măsoară în centimetri, în kilograme sau în grade academice și nici măcar în familie din care provin, ci ei sunt măsurați după mărimea gândirilor. Și ce gândire poate fi mai mare decât gândirea de ansamblu? Iată ce fac gânditorii de ansamblu. Ei învață mereu. Conform unui studiu efectuat acum 3 ani în Uniunea Europeană, România ocupa penultimul loc cu doar 2% din populație în ceea ce privește învățarea pe termen lung sau dezvoltarea personală. Pe primul loc era Danemarca cu 34%. Ei bine, într-adevăr, oamenii care gândesc învață mereu. Ei nu sunt mulțumiți cu 4, cu 8, cu 12 sau cu 16 clase, dacă vreți. Ei vizitează locuri noi, citesc, ceea ce este extrem de important, cunosc oameni noi, adică fac networking, și deprind noi abilități. Ei, practic, în felul acesta reușesc să conecteze ceea ce este neconectat, atât în viața lor, cât și în mediul lor. Sunt elevi de viață și fac lucrul acesta fiind căutând zilnic oportunități. Oportunități de învățare. Acum, atenție, nu sunt oameni generaliști. A învăța în fiecare zi înseamnă a fi intenționat pentru domeniul în care ai nevoie. Evident că sunt și domenii care se întrepătrund. În orice domeniu este nevoie să dezvolți abilitățile de comunicare, de relaționare. Și astea sunt necesare peste tot. Însă sunt domenii specifice conform preocupărilor și viziunii tale, așa că este nevoie să reduci focusul învățării și să te concentrezi pe cât mai mult din ceea ce este nevoie în domeniul tău. Reține ideea că gânditorii de ansamblu învață mereu, chiar și din eșecurile lor, fără să fie nevoie să le repete și mai bine din eșecurile altora. Această învățare, cred că ești de acord cu mine că nu poate să omită ascultarea. Dar ascultarea aceasta înseamnă că ei ascultă cu intenție. Ce înseamnă? Mai concret, ei caută oameni care au expertiză în alte domenii decât ei. Și alte domenii nu însemnând că ei se extind și devin generaliști, ci alte domenii din sau subdomenii din domeniul în care ei activează. Pentru că ascultarea te învață mult mai multe decât vorbitul. De aceea practic obiceiul de a-ți lua notițe și de a fi intenționat când stai de vorbă cu cineva de la care chiar ai de învățat. Asta necesită ceva umilință. Când întâlnești pe cineva, spuneam, notează-ți ideile și asta te va ajuta să înțelegi că nu cunoști totul. Este foarte important să știi că nu știi. Și după aceea să știi ce nu știi. Al treilea lucru al gânditorilor de ansamblu este că ei privesc atent. Așa cum spunea Henry David Thoreau,
Multe lucruri care intră în câmpul nostru vizual nu sunt văzute pentru că nu intră și în câmpul nostru de interes. Și este bine să fii interesat de domeniul în care activezi, nu doar să cauți să treci prin el. Când vei fi interesat, vei găsi o soluție. Când vei fi doar angajat, vei găsi o scuză. Asta ne duce cu gândul la o altă afirmație, că de fapt noi vedem ceea ce suntem. Și când ești curios, când cauți să te dezvolți, când vrei să înveți toată viața, vei observa că dincolo de tine este o lume pe care în viața aceasta, mai scurtă sau mai lungă, ai ocazia să o cunoști. Așa că fii curios și privește atent. Iar această curiozitate te înseamnă că tu cauți să afli cum gândesc ceilalți și ești interesat nu doar de punctul tău de vedere, nu ți-e frică să intri în coeziune, să ai un impact asupra sau cu ideile celorlalți, ci ești curios și curajos. Pentru că doar atunci când ai această accedere asupra informațiilor celuilalt, poți să-ți dai seama cât de bine stai tu. De asemenea, făcând lucrurile acestea, cred că îți dai seama că viața lor este o viață completă. Ei trăiesc complet. Pentru că, așa cum spunea Michel de Montani, valoarea vieții nu stă în lungimea zilelor, ci în felul în care le folosim. Un om poate avea o viață lungă și să trăiască puțin. Și îmi place, cum spune John Maxwell, poți să-ți cheltui viața cum vrei, însă poți să o faci o singură dată. Și dacă ar fi să dai timpul înapoi, amintește-ți că doar o dată poți să trăiești. Pentru ziua de astăzi, amintește-ți că doar o dată o vei avea. Nu se va mai întoarce cu aceleași oportunități. Ceea ce înseamnă că doar atunci când gândești în ansamblu, poți trăi o viață completă, împlinită. Atunci când faci lucrul acesta, când încerci să-ți dezvolți imaginea de ansamblu, experimentezi mai puține momente neplăcute, mai puține surprize, pentru că observi toate componentele, chestiunile, oamenii, relațiile și sincronizarea și valorile. În felul acesta, concluzia este că poți să fii mai tolerant. În concluzie, a trăi complet înseamnă să fii mai înțelegător cu privire la ceilalți, pentru că ai trecut prin multe lucruri. Vom descoperi împreună 6 motive pentru care ar trebui să ai înțelepciunea imaginii de ansamblu. În primul rând, gândirea de ansamblu îți permite să conduci. Într-adevăr, poți să găsești mulți gânditori de ansamblu care nu sunt lideri, dar, atenție, poți găsi puțini lideri care nu văd imaginea de ansamblu, nu au o viziune. Nu știu de unde vin, unde se duc și nu știu cum stau lucrurile în prezent. Așadar, pentru că am introdus cuvântul viziune, liderii văd viziunea înainte altora. Și aceasta le permite câteva lucruri. 1. Să fie stăpâni pe situație, luând în calcul multe variabile. Fiind stăpâni pe situație, pot să schițeze direcția pentru echipă, pentru că scopul nu este ca oamenii tăi să se simtă bine, ci să fie mai buni. Aceasta le permite liderilor să arate cum se leagă trecutul de viitor și astfel prezentul capătă o mai mare semnificație și în felul acesta pot să folosească oportunitățile când este momentul potrivit în prezent. Așa cum spunea Winston Churchill, vine un moment în viața fiecăruia, un moment pentru care s-a născut. Când îl folosește, este momentul de glorie, dar pentru asta ai nevoie să înveți să fii stăpân pe situație, să schițezi direcția pentru echipă, să arăți cum se leagă trecutul de viitor și să folosești oportunitățile. Vedeți cum se leagă lucrurile? Al doilea motiv pentru care avem nevoie de gândirea de ansamblu este că ea te păstrează pe traseu. Nu te abați, nu tirosești viața în multe activități și nu știi, practic, pe ce mi-am pus amprenta. Așa cum spunea Thomas Fuller, capelanul lui Carol al II-lea, cel care este peste tot sfârșește prin a nu fi nicăieri. Pentru că trăim prea puțin ca să ne punem amprenta peste toate lucrurile pe care le facem. Nu poți să cânti bine și la pian, să faci și sport,
să fii și un bun inginer. Din păcate, viața este prea scurtă și poate că nu este chiar din păcate. Poate că așa trebuie. Să ne pricepem să facem doar câte un lucru. Foarte bine. De aceea, ca să termini acel lucru pe care l-ai început, fie că durează un an, o oră sau 10 minute, ai nevoie de concentrare. Cu cât durează mai mult, cu atât ai nevoie de și mai multă concentrare. Și pentru asta îți trebuie imaginea de ansamblu. Ca să termini lucrurile potrivite, ai nevoie de imaginea de ansamblu. Doar atunci când îți vezi activitățile tale zilnice într-un context mai larg, poți să rămâi pe traseu, însă când nu știi unde este ținta la care mergi, spre care te îndrepți, nu vei ști nici dacă ceea ce faci te-a îndepărtat sau te-a apropiat de traseul tău. Așa cum spunea Alvin Toffler, trebuie să te gândești la lucrurile mari în timp ce le faci pe cele mici, pentru ca toate lucrurile mici să curgă în direcția potrivită. Dacă tu nu ai lucruri mari la care te gândești, o misiune pentru viața ta, o viziune, nu ai o imagine de ansamblu, lucrurile tale mici nu vor merge în direcția potrivită. Nu vei ști, vei avea o mică viziune. Vei fi la scară mică, nu vei vedea la scară mare. Al treilea motiv este că gândirea de ansamblu te ajută să vezi ce văd și ceilalți și cât este de important, mai ales în echipă. În relații, una dintre cele mai bune abilități este să vezi din perspectiva celuilalt, să-l înțelegi pe celălalt, să cauți empatia. Și aceasta este gândirea de ansamblu. Când depui efort pentru a privi o problemă din toate unghiurile, când o examinezi în lumina istoricului celuilalt om, măi, de unde vine el? Ce educație are sau nu are el? Când descoperi interesele și preocupările celuilalt, când îți pui agenda deoparte, atunci vezi ce văd și ceilalți. Numai acest slide, dacă ai reușit să-l pui pe peretele tău, să-ți dai seama cât îți impactează de mult viața. Să depui efort, să privești o problemă din toate unghiurile, să o examinezi în lumina istoricului celuilalt, istoricului tău, să descoperi interesele, preocupările lui, să pui agenda ta deoparte, atunci să vezi ce schimbări vei avea în viață. Cât de important numai acest aspect. Al patrulea motiv pentru care avem nevoie de gândirea de ansamblu este că ea promovează lucrul în echipă. Dacă fundașul ar vedea doar ce face el, dacă portarul ar vedea doar ce face el, dacă cei de la HR ar vedea doar ce face el, dacă cel de la vânzări ar vedea doar ce face el, unde s-ar îndrepta targetul întregii echipe? Nicăieri. Când un membru al echipei, cu alte cuvinte, acum opus față ce am zis mai devreme, nu știe cum se potrivește activitatea sa cu activitatea echipei, întreaga echipă este în pericol. Păi nu știu, eu fac atât, eu atâta știu să fac. Bun, dar cu ce ajută asta la ceilalți? Simți că te legi, simți că este un pod, dacă nu, n-ai imaginea de ansamblu și nu poți să lucrezi în echipă. Așadar, pentru ca lucrurile să se conecteze de la măturător până la primul angajat, este nevoie de o viziune convingătoare. Doar această viziune, care este responsabilitatea liderului, de aceea vorbim despre liderii care contează, poate să unească echipa. Al cincilea aspect, este că gândirea de ansamblu te ferește să te pierzi în lucrurile secundare. Și citeam despre pe mulți directori care făceau prea puțin până în ora 11-12 lucrurile importante pentru că se apucau de cele mai mici. Păi când n-ar trebui să fie așa. Persoana care uită ținta este sclava imediatului. Și când ești sclavul imediatului, sunt multe shiny objects, se cheamă, obiecte strălucitoare, dar nu asta vrei. Vrei să ai o țintă și să fii dispus să renunți chiar și la interesele de moment pentru ceva mai mare. Și ultimul aspect este că gândirea de ansamblu te ajută să descoperi teritorii noi. Aceste teritorii noi nu sunt descoperite de cei care folosesc fraza o să vedem atunci ce o să facem, când vom ajunge. Ea denotă lipsa unei imagini de ansamblu. Pentru că lumea, ține minte, a fost construită de oameni care au văzut în mintea lor ce o să facă mai înainte de a face ceva. Așadar, dragul meu, pentru că am discutat atât de importante aceste aspecte, reține. Oamenii de succes au o imagine de ansamblu. Dobândește-o
și cu siguranță succesul te va găsi în tot ceea ce vei face. Îți doresc mult succes! Mulțumim, Alin! Barni, în seara aceasta o avem alături de noi pe Andreea Mocan. Ce super bucurie! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Cum te simți? Bine, mulțumesc! Datorită atmosferei create de voi, este foarte frumos aici. Ne bucurăm! Ne pare bine că în fiecare seară avem ocazia să avem alături de noi cineva din echipa noastră, măreață. Din echipa Magazin TV, care ne ajută să creăm această emisiune frumoasă și rubrice din care putem învăța foarte multe, cum de exemplu este rubrica ta. Andreea, vreau să te întreb un lucru. Și nu doar că vreau, o să te și întreb. De unde știi atât de multe lucruri în ce privește bunele maniere? Citești? Ce se întâmplă? Bunele maniere sunt, de fapt, de la părinți. Uh-huh. Ei au fost cei care mi-au însușit aceste aspecte, pentru că, până la urmă, trebuie fiecare să știm să ne descurcăm în societate și, în primul rând, să avem un trai în comun nederanjant, favorabil evoluției fiecăruia dintre noi. Și ca atare, părinții au fost primii care mi-au insuflat această dorință de a ști mai multe despre bunele maniere, nu numai, dar să nu-i fac nici pe dumnealor de râs, cum se spune, dar mi-a plăcut și încerc pe cât posibil să aplic în viața de zi cu zi. Sper să mă pliez cât mai bine, adică nu vreau să se înțeleagă bunele maniere, să se înțeleagă greșit. Bunele maniere nu sunt ca o mască, să te forțezi să stai într-un fel sau să vorbești într-un fel doar pentru că așa s-a stabilit într-un anume cod de bune maniere. Ele sunt cu rolul de a corecta anumite aspecte și cumva ne dau libertate, pentru că dacă este vorba de o persoană timidă care se pierde atunci când este în prezența mai multor persoane, nu va ști ce să facă, dar așa, cu ajutorul bunelor maniere, știe țintit că în anumite situații trebuie să se comporte într-un anume fel. Și e mult mai ușor. Cumva bunele maniere dau și o libertate, dau omului și încredere în propria persoană și, de ce nu, cu toții ne dorim să fim respectați și acceptați acolo unde suntem. Ca atare, trebuie să respectăm și noi. Și cum putem să facem decât prin bune maniere? Și trebuie întotdeauna să și vrem să ne însușim anumite maniere. Pentru că ele nu sunt, adică le-am învățat atunci când eram mititei și ajungi la maturitate, gata, nu mai avem nevoie de învățare. Nu, este un proces continuu, este nevoie de educație, de perseverență. Chiar și la vârstă mai înaintată se poate învăța. Foarte frumos, mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc! Să vedem ce ne-a pregătit pentru seara aceasta Andreea Mocan la Bune Maniere. Găsit. Eu sunt o pasionată de ceea ce înseamnă flori și, ca atare, m-am gândit să vă vorbesc despre flori. Cu toții am avut ocazia să primim sau să dăruim flori. Din fericire, doamnele și domnișoarele sunt cele privilegiate, iar domnii, de cele mai multe ori, sunt cei care oferă, deci sunt puși la cheltuială. Atunci când oferi flori, este nevoie să cunoști totuși anumite aspecte. Într-adevăr, florile sunt cel mai la îndemână cadou pe care îl poți face cuiva, dar trebuie ținut cont de aspecte care țin de conduită. Și anume, o floare întotdeauna se oferă cu partea, având coada în jos, iar partea florală să fie în sus. Întotdeauna se va opta pentru flori naturale, se evită florile artificiale, chiar dacă imită foarte bine acel boboc floral natural. Este foarte important ca floarea să fie oferită simplă, fără ambalajul pe care îl au de cele mai multe ori
florile atunci când le luăm de la florărie, deoarece ambalajul acela cumva ia din frumusețea florii. Florile niciodată nu se refuză. În orice ocazie ar fi oferite, trebuie să fie acceptate. În anul 1000 sau prin jurul anilor 1700, prințul Suediei al doilea a adus din Persia acel limbaj al florilor. Cred că toată lumea știe că roșul înseamnă dragoste, albul înseamnă puritate, iar galbenul înseamnă prietenie. Atunci când oferim un buchet de flori, se poate transmite un adevărat mesaj, dar nu întotdeauna cunoaștem acest mesaj, nici eu nu-l cunosc foarte bine și așa că împreună cu dumneavoastră am dorit să mi-l însușesc. Atunci când oferim flori, am spus că trebuie să avem grijă de anumite aspecte. Dacă mergem în vizită și sunt două persoane care merg în vizita respectivă, bărbatul este cel care trebuie să ofere florile, iar în momentul în care primim flori, trebuie să mulțumim întotdeauna pentru floarea oferită și să o punem cât mai repede într-o glastră cu apă pentru a nu se ofili. Asta denotă și un respect față de persoana respectivă. Bărbații nu primesc sau bărbaților nu li se oferă flori. Doar în situația în care știm sigur că persoanele respective sunt pasionate de flori și știm că nu am dat greș oferindu-le flori, sau în situația nefericită în care bărbatul sau bărbații respectivi să fie în spital, să fie bolnavi. Florile trebuie întotdeauna oferite în număr impar. Se spune că persoana care oferă sau persoana care primește floarea respectivă completează cumva buchetul. Din păcate, există și evenimente nefericite când oferim flori, și anume la înmormântări. Și aici se folosește un număr par de flori. Și de multe ori se optează pentru garoafe. Sunt mult mai multe aspecte în ceea ce privește aspectul de situația aceasta cu oferirea florilor. Și aici am să mă leg cumva de situația în care avem o persoană care poartă numele unei flori, tot se apropie florile și de ce nu, sunt nume foarte frumoase, cum ar fi Brândușa, Lăcrămioara. Și poate că o să vă surprindă, dar chiar cunosc un bărbat cu numele de Ghiocel. Este interesant totuși cum aceste nume de flori sunt asociate unui sentiment, dar eu vreau să fac cumva legătura cu ceea ce înseamnă informație sau utilitate terapeutică, pentru că vreau să înțelegeți că florile nu sunt doar o buruiană, cum ar spune unii cunoscuți, sunt niște plante cu rol terapeutic și așa cum încercăm din fiecare om să scoatem cei mai buni din el, așa trebuie să vedem și în partea florală ce beneficii ne pot aduce, dar și cum să ne ferim de anumite aspecte. Pentru că am vorbit de flori, am o surpriză pentru colegii mei de platou. Pentru Bianca îți ofer o floare. Îmi pare rău că nu pot să o ofer așa cum ar trebui. Am încercat să o ofer cum trebuie, cu partea florală. Laleaua simbolizează dragoste. Am optat și pentru o culoare roșie, tocmai ca să accentuez acest aspect, mai ales că îmi sunteți dragi, atât tu cât și Bari, îmi sunteți dragi și mă bucur mult că sunt alături de... Sentimentul este reciproc, Andreea, știi? Și mai am o surpriză pentru voi. În tot din mediul floral, se folosesc, de fapt, în parfumerie se folosesc florile de portocal sau extract din florile de portocal.
deoarece sunt uleiuri volatile foarte plăcute ca miros. Floarea de portocal are și însemnătate, poate să însemne puritate, căsătorie, și pentru că știu anumite aspecte în ceea ce vă privește pe voi, n-am putut să vă aduc o floare de portocal, dar am pentru fiecare câte o portocal. Vai. Chiar dacă mulțumesc. Nu am putut, cu plăcere, mulțumim, chiar dacă Andra. Nu am putut să respect codul de oferire al unui cadou, deoarece ar fi trebuit să am un cadou împachetat în folie de hârtie, într-un ambalaj de hârtie, a trebuit să apelez la acest celofan, pentru că pe acesta l-am găsit. Dar în codul bunelor manieri se menționează că ar fi de preferat să folosim un ambalaj, ceva pentru, din hârtie pentru ambalaj. Sper foarte să vă frumos. Energizeze portocala după ce ieșiți din emisie. Vreau să-ți spun, Andreea, că apreciez foarte mult aceste mici gesturi pentru că au însemnătate foarte mare. Adică sunt cadouri întotdeauna de prețuit. Mai ții minte de 1 martie când mi-ai adus mărul cu mărțișor? Deci mi s-a părut sigur super, că da, super creativ. Am făcut astfel de mărțișoare pentru toți colegii de la locul meu de muncă, din partea cealaltă, și nu se așteptau, pentru că știau că sunt un pic mai creativă, dar nici chiar așa să vin cu măr. A fost extraordinar. Mă bucur că v-a plăcut. Mai am un aspect să vă... De fapt, vreau să vă întreb. Știți ce sunt cuișoarele? Să nu vă gândiți că luați ciocanul și apoi... Se pun în ceai sau în vanilie? Sunt, da, ingrediente. Se pot să le mănânci, să le ronțe așa. Da, sunt considerate condiment și se pot folosi în partea aceasta de bucătărie. Dar de ce m-am legat de cuișoare? Ele reprezintă, de fapt, partea florală a unei plantuțe cu nume foarte drăguț, pe care îl spun puțin mai încolo, partea florală care este uscată apoi. Deci noi putem să oferim flori și prin alt fel de metode. Faptul că aducem, să zic, soției niște condimente în plus pentru bucătărie, să îmbogățim paleta foarte de condimente, este tot un gest frumos. Planta de care am zis, din care se obțin aceste cuișoare, se numește Eugenia cariofilata. Și am stat și m-am gândit, dacă există persoane care poartă nume de iris, lăcrămioara, de ce nu totuși există și numele de Eugenia? Și atunci m-am gândit, Eugenia cariofilata este o plantă, avem și numele de Eugenia, deci ar trebui să spunem la mulți ani și persoanelor care poartă numele de Eugenia. Sigur! Mi s-a părut un aspect interesant. Este. Foarte. Deci dacă nu aveți idei, sunați-o pe Andreea, întotdeauna o să fie ajutorul potrivit la nevoie, pentru cadouri reușite. Mulțumesc! Îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi și mult succes în următoarele rubrici pe care ni le vei pregăti. Mulțumesc! Nu o să plec până nu mai spun câte ceva. Și anume, în momentul în care am hotărât să fac această rubrică de bune maniere, undeva în rubrica mea punctez și faptul că trebuie să mulțumim oamenilor importanți din viața noastră sau fiecarei persoane care își aduce aportul cumva în activitatea noastră. Și aici mai am o surpriză, am două flori păstrate pentru colegele noastre din spate, pentru Alina, care tot timpul stă la butoane și ne ajută, și ceea ce văd cei care ne urmăresc pe camere este și datorită ei, și colegii de la machiaj, Ramona, care are grijă să arătăm cât mai bine și să dăm bine pe sticlă. Foarte frumos, foarte ai frumos. Făcut foarte abia bine. Aștept să le dau florile acum când ies de la voi. Mulțumim, Andreea. Dragi prieteni, în cele ce urmează o să vedem rubrica lui Cătălin Ionete, reflexii virale, scuzați, emoțiile.
Bine ați revenit la reflexii virale. Una dintre jucăriile preferate ale copiilor sunt roboții. Una dintre jucăriile preferate ale umanității sunt tot roboții. Există o fascinație acolo, poate greu de explicat, pentru roboți, pentru o creatură care este ca noi, dar nu este chiar ca noi. Roboții au și foarte multe aplicații practice. Roboții ne pot face viața mai ușoară. Există o tendință din ce în ce mai mare pentru a folosi roboții ca să facă muncile grele și murdare și neplăcute ale oamenilor. Există însă și vreun risc în apropierea noastră de lumea mașinilor, de lumea roboților. Prima dată când un computer a reușit să bată pe cel mai mare șahist uman, era vorba de un rus, omul a suferit o mică înfrângere. Cum un program să fie mai bun decât mintea programatorului, decât mintea creatorului? Ce înseamnă asta? Ce întrebări ridică asta cu privire la relația dintre noi și roboți, la relația dintre noi și propriile noastre creaturi? Este o temă care poate fi explorată pentru mult timp și cu foarte multe adâncimi, cred. Aș vrea să ne uităm împreună la un clip foarte interesant care arată ceva din competiția dintre om și robot. Vedem aici un robot, un braț robotic care cântă la pahare și un om care încearcă să țină pasul cu mâna robotică și care reușește. Dar pentru cât timp reușește, este întrebarea. Omul deja a obosit. Și în curând, probabil, va greși, pentru că este doar un om, făcut din carne și oase. Pe când robotul, nu, este doar mecanism, fără suflet. Iar sufletul are acest dezavantaj, că este grefat pe un corp de carne și oase. Însă sufletul este ceea ce face o ființă umană, nu carnele și oasele. Iar roboții, după cum am văzut în acest clip, par să invadeze chiar și acest spațiu sacru al umanității, sufletul. Iată, robot care cântă. Nu vreau să pun întrebarea aici de unde a venit muzica pe care o interpreta robotul. Robotul era doar repeta niște coduri mecanice scrise de un programator. Nu robotul făcuse muzica. Însă sunt oameni care cred că nu e nicio diferență între esențială între un robot și un om, între o minte de robot și o minte de un om. Aș vrea să vă fac cunoștință acum cu unul dintre cei mai mari regizori japonezi. From master filmmaker Hayao Miyazaki, the director of the Academy Award-winning Spirited Away. That is ancient sorcery. Quite powerful too. Hayao Miyazaki este unul dintre cei mai mari, după cum spuneam, regizori și desenatori japonezi. A făcut nenumărate filme, am văzut și eu câteva dintre ele și invit pe oricine să le vadă. Sunt pline de culoare, sunt pline de măestrie, dar mai ales sunt pline de suflet, sunt pline de umanitate. And the one wizard, powerful. Hayao Miyazaki își desenează singur mare parte din filmele pe care le face. Bineînțeles, beneficiază de ajutorul unei echipe de desenatori, nu le face singur. Iar noi, cei din vest, am avut
norocul să cunoaștem filmele lui, pentru că Walt Disney, studiourile Walt Disney, au popularizat filmele lui și le-au adus în lumea largă. Le-au făcut accesibile pentru cei mai mulți oameni. Ce am văzut aici este trailerul la unul dintre filmele acestui regizor excepțional. Vă invit acum să-l urmărim pe Hayao Miyazaki la masa de lucru și să observăm ceva foarte interesant. Acesta este bătrânul regizor. Arată fericit, nu-i așa? Îl întreabă cineva, întreabă el. Și reporterul sau cel care filmează întreabă, cine dumneavoastră? Dar întrebarea era despre personaj. Dacă personajul este fericit, este ultima scenă, spune bătrânul regizor. Și acum îl întreabă pe regizor, reporterul, sunteți fericit? Regizorul spune acum câteva ultimele versuri din filmul pe care Tom Nail termină și care sunt despre viață. Sunt pline, sunt niște linii, niște replici profund încărcate emoțional despre viață. Ultima replică din filmul lui este să trăiești, trebuie să trăiești, nu poți să mori. Și putem să vedem cât suflet pune acest artist în opera lui și cum desenele pe care le face sunt legate de emoțiile pe care le trăiește și emoțiile pe care încearcă să le transmită. Nu este animația fascinantă? Întreabă Hayao Miyazaki. Am vrut să îl privim pe acest mare artist la masa de lucru pentru a observa că ceea ce pune pe hârtie, ceea ce vedem în filmele lui, izvorăște din sufletul lui. Nu din mâinile lui, nu din brațele lui, din partea lui mecanică, ci din acel loc misterios care este sufletul lui. Aș vrea în continuare să-l vedem tot pe Hayao Miyazaki în cadrul, într-un moment mai neobișnuit. Este vorba de o întâlnire unde o echipă de cercetători japonezi, de tineri, fascinați de puterea calculatorului și de puterea inteligenței artificiale, îi prezintă acestui bătrân regizor un proiect foarte interesant. Haideți să urmărim. Aceasta este o prezentare cu privire la inteligența artificială, un model de inteligență artificială care a învățat niște mișcări, care seamănă cu dansul. Acesta este un exemplu de mișcare. Uite, își folosește capul ca și cum ar fi un picior. Nu simte durere deloc. Nu are nici cea mai vagă intenție de a-și proteja capul. Îl folosește ca pe un picior. Această mișcare este foarte înspăimântătoare și ar putea fi folosită în jocurile cu zombii. Inteligența artificială poate să ne prezinte cu mișcări grotești pe care oamenii nici măcar nu și le pot imagina. Aceasta este ceea ce am lucrat. Acesta este proiectul nostru și încheie studentul prezentarea sau cercetătorul. Și acum răspunde Hayao Miyazaki. Ei bine, în fiecare dimineață, și el spune o poveste, în fiecare dimineață, nu în ultimul timp, dar în general, îl văd pe prietenul meu care are o dizabilitate. Este atât de greu să ridice mâna sus să mă salute, pentru că mușchii lui sunt paralizați. Acum, gândindu-mă la el, nu pot să privesc chestiile astea pe care mi le-ați arătat și le găsesc interesante. Cine le-a făcut nu are nici cea mai vagă idee despre ce e durerea și sunt dezgustat de-a dreptul, spune el. Dacă vreți să faceți chestii de felul ăsta, foarte bine, dar eu nu vreau să am de-a face cu ele și nu vreau să le folosesc în munca mea niciodată. Simt din tot sufletul că ce ați făcut aici este o insultă împotriva vieții însăși. Și acum, tânărul japonez este profund afectat de cuvintele maestrului și se explică. Este vorba doar de un experiment. Nu vrem să facem nimic rău, doar să-l arătăm lumii. Da, înțeleg. Și ce vreți să faceți? Întreabă altcineva, un alt profesor. Care este scopul vostru ultim? Ei bine, am vrea să construim o mașină care să deseneze ca oamenii. Asta vreți să faceți, nu? Da. Cred că ne apropiem de sfârșitul lumii, spune acest
regizor Hayao Miyazaki. Noi oamenii ne-am pierdut credința în noi înșine. Nu avem vorba, nu avem de-a face, și am face bine să ne amintim asta, cu un creștin care crede că sfârșitul lumii va veni imediat. Avem de-a face cu un japonez care, din câte știu, nu este deloc creștin și n-a fost niciodată, dar care, observând ce se întâmplă cu umanitatea, a ajuns la concluzia că umanitatea se apropie de sfârșit. De sfârșitul ei, în primul rând, de sfârșitul umanității. Și se apropie de sfârșit pentru că se lasă, el spunea, își pierde încrederea în ea însăși. Se lasă absorbită, dizolvată în propria ei creație, în roboți, în inteligența artificială, în lumea mecanică lipsită de suflet pe care a creat-o. Și acesta este într-adevăr un mare pericol, un pericol real, ca umanitatea să fie înghițită de propria ei creație, de această creație de fier și fără suflet care este mașina. Despre acesta vom vorbi și data viitoare la Reflecții Virale. Mulțumim, Cătălin. Barni, ce știri mai ai pentru astăzi? Nu este o știre de astăzi, s-a întâmplat zilele acestea, și anume deputatul ALDE, Remus Borza, s-a plâns în plenul Camerei Deputaților. Care a fost problema? S-a dus în față și a spus următoarele cuvinte, și anume că avem o leafă mizeră, nu ne asigură traiul de zi cu zi. Nimeni nu poate trăi cu 1000 de euro pe lună. A spus așa? Am citit exact cuvintele sale. Pentru cei care doresc să urmărească pe internet, pot să urmărească pe YouTube sau pe Facebook, vor găsi cuvintele, imaginea și tot ce s-a întâmplat în Camera Deputaților. Ce părere ai despre această afirmație? Ce pot să spun? Dacă cu suma de 1000 de euro nu poți trăi în România, majoritatea cetățenilor cum trăiesc cu salariu minim pe economie? Asta este întrebarea firească. Corect. Tocmai de aceea un alt deputat a venit în față la microfon și a spus: da, dar în România totuși mai sunt oameni care trăiesc cu 2000 și de lei pe lună, adică undeva la jumătate. Da. 450-500 de euro. Acolo discutăm. Știi ce am înțeles eu din mesajul acestui deputat? Și anume faptul că atât clasa politică cât și noi suntem într-o mare mizerie. Noi când vorbim despre banii unora, îi punem în comparație cu banii altora. Acei oameni care au un minim de 1700-2000 se chinuie cu banii aceia pentru că alții nu au. Iar aceștia care se plâng de 1000 de euro, 2000 de euro, se plâng pentru că nu e vorba că nu s-ar descurca, ci ei s-au obișnuit cu un alt mod de trai. Și este vorba despre un alt mod de a consuma. Da. Iar în acest moment, tu nu ai voie să-i compari pe cei doi. Da, se poate trăi și cu bani mai mulți și cu bani mai puțin. Nu despre asta e vorba. Dar ideea este de câți bani ai tu nevoie. Da? Adică dacă tu până acum ai consumat într-un anumit fel, normal că vei cere mai mult. Și nu trebuie să îi condamnăm. Asta pentru că zilele precedente am vorbit despre mărirea salariilor și mai departe. De oricum, da, este destul de ciudat faptul că, legat de mărirea salariilor, sindicatele au început să protesteze și să facă puțină gălăgie. Exact cum îți spuneam, dacă realmente se întâmplă ceva, cu o mână ți se dă, cu două ți se ia. Așa stau lucrurile, din păcate. Acum mai am o știre legată de evenimentele principale de astăzi. Un medic de la Spitalul Marie Curie din București a fost agresat fizic de un tată. Tatăl unui pacient din spital, care nu avea o patologie atât de gravă precum se așteptau părinții. Și în momentul în care medicul a dat diagnosticul, părinții au reacționat foarte urât și l-au lovit atât de tare încât i-a sângerat ochiul. Și oamenii, sper că sunt anchetați de poliție. Da, da. Nu se poate așa ceva. Măcar dădea o știre rea, adică un verdict, o veste rea, dar au dat o veste bună. În loc să se bucure, ei au reacționat cu furie. Adică ceva de genul: știți, copilul dumneavoastră nu este atât de bolnav. Cum? Nu-i bolnav suficient? Și l-au lovit.
Reacție foarte ciudată, dar din păcate se întâmplă. Se întâmplă știi unde? În cotidian. Tocmai de aceea vom urmări împreună rubrica În cotidian cu Mihai Soicescu. În fiecare an, pe data de 7 aprilie, Organizația Mondială a Sănătății celebrează Ziua Mondială a Sănătății, cu scopul de a oferi fiecăruia dintre noi posibilitatea să ne implicăm în activități care pot duce la o stare de sănătate mai bună. Anul acesta tema este depresia. Un studiu realizat chiar de către organizație a atestat faptul că depresia afectează circa 121 de milioane de persoane din întreaga lume. Se estimează că anual între 3 și 15% din populație prezintă un episod depresiv. Astăzi, depresia este a doua cauză de deces în rândul tinerilor cu vârstă între 15 și 29 de ani. În Europa, din 1000 de adulți, 58 prezintă tulburare depresivă majoră, adică 33,4 milioane de persoane. Toate aceste cifre îngrijorătoare au făcut ca depresia să devină una dintre cele mai studiate afecțiuni psihice. Cauzele apariției acestuia sunt multiple, de la stresul cotidian la evenimente de viață negative sau chiar perturbări biochimice la nivelul creierului. Persoanele care suferă de depresie se simt triste, disperate, lipsite de putere, nu le mai place sau nu le mai interesează nimic, au gânduri negre, nu se mai pot concentra sau lua decizii și nu se pot odihni. Depresia poate fi prevenită sau tratată. Una dintre metode este să ne bucurăm împreună cu alții, adică să ieșim împreună cu familia, prietenii sau cei apropiați la o plimbare în aer liber, să luăm masa împreună, să abordăm doar discuții pozitive pentru a stimula gândirea pozitivă, iar în final să ne putem bucura de o odihnă bine meritată. Bucurați-vă împreună cu alții pe 7 aprilie, de Ziua Mondială a Sănătății. Mulțumim, Mihai. Bună seara, Ramona. Bună, bună seara. Bună seara. Ne bucurăm să fii cu noi. Ce și faci, eu. Cum ești? Bine, bine, mulțumesc. Voi? Foarte fresh? Bine, da. Ne bucurăm că începe weekendul. Da. Și uite, am primit cadouri. Da, masa noastră este plină. Foarte frumos. Și peștișorul acesta este un membru foarte drăgălaș. Da, a prins viață. Am dormit el zilele trecute și... Îl trezești știrile voastre. Da, da, da. Unii au suspectat că a murit aici în emisiune cu noi, dar da, de fapt el dormea. Vreau să vă întreb, voi ați fost în Spania? Da, am fost de 3 ori. Da? Și ți-a plăcut? Cum ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut foarte mult. Am fost în Castellón și în Valencia. Și odată în Barcelona. Și eu. Am vrut să mă duc de câteva ori și n-am mai ajuns. Eu am părinți în Spania, locuiesc în Madrid și practic în fiecare an merg o dată cel puțin o dată la ei să-i văd. Anul trecut am avut bucuria să merg de 2 ori și mi-am folosit timpul acesta să și produc ceva, nu doar să mă distrez. Și am făcut în colaborare o piesă cu Alex Cetraru pe care l-am mai prezentat în altă emisiune. Este un solist foarte, foarte bun care locuiește în Spania, un român. Și în mai anul trecut, când am fost în Spania, am făcut înregistrarea audio la el în studio. Ne doream foarte mult să facem și un videoclip, dar n-am mai ajuns timpul, că am stat foarte puțin, așa că am continuat proiectul în noiembrie, când m-am reîntors și la piesa pe care am înregistrat-o în mai, am făcut și un videoclip în natură în noiembrie. Chiar dacă a decurs așa pe durată mai lungă, cred că a ieșit ceva frumos și o să vă placă. Mesajul este în limba spaniolă, piesa. Ce frumos! Iar mesajul este că prin orice nenorocire am trece, orice întrebare am avea, trebuie să avem încredere că la final vom înțelege și totul a fost după un plan divin.
Foarte frumos. Abia aștept să urmărim. Suntem curioși. Să vedem videoclipul. Sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor. Barney, această piesă m-a uns pe suflet. Îmi place spaniola foarte mult, dar vocea Ramonei este sublimă. Așa este. Și eu știu câteva cuvinte în spaniolă, dacă vrei ți le zic. Uimește-mă. Mentirosa. Mai știu, no me digas mentiras. Așa, comida și cam atât. Am aflat că te uitai la telenovele. Da, recunosc. Din altă parte, nu știu de unde ai putea să știi spaniola. Mă uitam cu bunica mea la telenovele când eram mai mic. Ea se uita și chiar îmi plăceau. Și eu mă uitam, dar mai mult m-am uitat la seriale italienești. De fapt, seriale italienești care sunt făcute cu actori spanioli. Dar sunt traduse, sunt traduse, deci nu se pune. Tot acolo trage. Barney, care este treaba cu acel cuplu care câștigă $9,000 pentru o poză postată online? Da, sunt un cuplu celebru pe Instagram, Facebook și pe toate canalele de socializare. Aceștia câștigă $9,000 pentru o poză, pentru o ședință de foto. Ei chiar sunt plătiți de agențiile de turism ca să
plece în anumite zone și acolo să facă poze, să facă publicitate locului aceluia și astfel că ei au un job foarte intens, așa nume, călătoresc și sunt plătiți. Călătoresc gratis și deasupra mai și primesc bani. Ce așa poate fi job, mai frumos? Așa job vreau și eu. Și eu, cu siguranță. Dar trebuie să fii foarte fotogenic. Bine, suntem fotogenici, dar... am auzit că există un proiect de lege care spune că cruzimea față de animale va fi pedepsită cu până la 10 ani de închisoare. Perfect. Eu mă bucur foarte mult pentru că am văzut atât de multe videoclipuri cu animale torturate de către anumite, nu știu dacă se le numesc persoane sau... Ființe, nu, ființe nu bine, e da. Bine dacă îi numești. Ființe care se distrează nu numai omorând animale nevinovate, ci... Chinuindu-le și apoi publică aceste fotografii sau videoclipuri adică pe internet. A publica e ceva frumos. Se dau mari. Cu asemenea acte de cruzime pe internet. Sincer, eu mereu spun câte ceva și ceea ce spun este să fie mai morbid, macabru, un pic sadic. La persoanele care taie urechea unui câine, le-aș tăia și urechile. Pur și simplu. Da, hai umblați fără urechi, pur și simplu. Sau să le rupi o mână. Să le scoți o mână cu totul. Da, umbla așa să vezi cum e. Adică știu că sună macabru, dar oamenii aceștia nu se gândesc deloc. De asta mă bucur că a apărut legea aceasta, oamenii aceștia să fie pedepsiți. Da, total de acord. Să vorbim un pic iarăși despre jocul Balena Albastră, care zi după zi provocă noi victime. Aici la noi în țară și nu numai. Am descoperit că fata care a căzut în Sibiu de pe acel balcon, de pe acel turn în centrul Sibiului, nu a alunecat, ci... De fapt juca balena albastră. Poliția a găsit în telefonul ei indicii, cum că ea avea un mentor care îi spunea exact pașii pe care trebuie să-i facă să îndeplinească toate condițiile jocului. Este șocant cum jocul acesta s-a răspândit, dar mai este șocant un lucru, câte glume nesărate se fac pe spatele acestui joc. Da. Adică sunt foarte mulți tineri care se distrează pe seama acestui joc, publicând tot felul de chestii și nici nu mai știi la un moment dat să joacă, nu să joacă Balena Albastră, care e situația... Ești într-o ceață absolut totală. Mai ales că unele voci zic nu există, domnule, așa ceva. E doar o chestie care a fost adusă de presă ca să sperie lumea. Sunt unele voci care spun și așa ceva. Alții zic, nu, că există. Adică este o bulversație fantastică. Da. Este un fenomen foarte grav care persistă în școlile din România și nu numai. În cercurile de adolescenți, de copii, care... Nu știu din ce cauză găsesc această plăcere, acest hobby de a se înlătura acestui joc macabru. Chiar îmi doresc săptămâna viitoare, într-o seară, să avem aici alături de noi un sociolog care să dezbată acest subiect în profunzime. Și o să și ai un asemenea om în platou, o să avem, de fapt, un sociolog în platou care ne va vorbi despre jocul acesta și... În ziua în care îl vom avea alături de noi, vom publica pe internet astfel încât telespectatorii să știe când să se uite și exact la ce. Da, foarte bine punctat, Barney. Ministrul Educației a spus că elevii ar trebui să stea mai mult la școală. Ce părere ai despre această propunere? Dacă îmi spuneai chestiunea aceasta când încă eram în școală, ziceam că este o nebunie. Pentru că, fiind navetist, undeva la 8 ani de școală i-am făcut cu naveta. Și fiind navetist, să-mi cer să mai stau și mai mult la școală decât stăteam de obicei gen 2:30, 3:30 uneori, plecam la 4-5 acasă, era un pic complicat și mi s-ar fi părut atunci o absurditate. Acum însă, când citesc proiectul de lege și ceea ce Ministerul Educației vrea să facă, și anume să rămână mai mult timp la școală astfel încât profesorii să-i supravegheze sau unii să fie niște pedagogi care să supravegheze pe acești copii în timp ce ei își fac temele. Asta este o altă chestiune.
în alte țări din Europa se procedează chestiunea aceasta. Copiii, elevii stau la școală, își fac temele acolo, împreună cu profesorii, mai discută și după aceea pleacă acasă. Când pleacă acasă, mai învață un pic și cam asta e. Mi-a plăcut foarte mult un lucru pe care l-a precizat ministru. A spus, vrem să învățăm să folosească internetul, dacă tot rămânem în tema virtuală. Practic, acești copii au nevoie de un ghid pentru a ști ce e bine să, ce site-uri trebuie să accesate și ce site-uri nu. Pentru că altfel... Da, știi care este ideea? Ajungem la balena albastră. Sunt și câteva cerințe din partea profesorilor pentru elevi cu lucrări de pe internet și nu numai. Sunt mulți care nu știu exact cum să folosească internetul. De ce? Pentru că cei mai mulți tineri astăzi se joacă pe internet sau Facebook. Cam asta. Da? Și rest nu folosesc. Să caut o informație, să cerceteze ceva. În sensul ăsta mă gândesc că este bine. Da. Acum, în minutele ce ne mai rămân până la sfârșitul acestei emisiuni, aș vrea să dezbatem un pic despre acest atentat oribil petrecut în Siria. Da, a fost un... După cum bine știi și tu, știi și dragii noștri telespectatori, știu treaba aceasta de pe internet și nu numai, și anume că a fost un atac chimic în Siria. Avem undeva la peste 72 de morți, dintre care peste 20 la număr sunt copii. Ideea este că situația se poate agrava și se agravează încă, pentru că sunt multe persoane dispărute. Da. Nu am găsit pe. Da? Și atunci numărul morților se ridică, numărul răniților se ridică și așa mai departe. Eu îți mărturisesc un lucru. Niciodată, până alaltă ieri și până ieri și astăzi, nu am văzut imagini atât de înfiorătoare pe internet. Când vezi copii cum suferă, cum în incertitudinea aceasta, în pericole, deci mi s-a părut cumplit să văd pe internet aceste imagini. Este ok că au apărut pentru că așa putem conștientiza ce s-a întâmplat de fapt acolo. Barney, cam ce reacție au avut cei mai mulți care au auzit despre acest atentat? De da, exemplu, Donald Trump. Așa este, întrebarea ta nu vizează pe oameni, pe civili, cât țările din jur și partea politică. Rusia a luat cuvântul pentru prima dată și a spus că, de fapt, a fost un atac chimic împotriva unei baze de teroriști. Și că, de fapt, acolo se ascundau niște teroriști și ei au intervenit. Bun, asta este o primă reacție. Apoi vorbim despre un alt val, și anume Marea Britanie, America și Franța, care au fost foarte împotriva implicării Rusiei în acest atac chimic. De ce? De ce avem aceste state? De ce Rusia, ce legătură are Rusia cu Siria, ce treabă are Marea Britanie, da. Franța, America, toate acestea, da? Foarte mult se întreabă. Da. Ce se întâmplă? Vorbim despre un război civil în Siria, care a început undeva în 2011, 26 ianuarie. Și de atunci până astăzi avem probleme. Primele relații care s-au stricat au fost relațiile turco-siriene. Deși Turcia și Siria împart de foarte multă vreme cel mai lung hotar comun, totuși nu se înțeleg. Din mai multe chestiuni. Chestiuni de administrarea unei localități, o provincii care... Asta e provincia voastră? Asta e provincia noastră? Ba nu că voi ați pus stăpânire aici, de fapt era a noastră, voi ați trecut peste hotar, noi am trecut peste hotar, așa? Apoi mai este vorba despre niște conducte de gaz care erau în zonă și care treceau prin anumite zone și fiecare avea un interes comun. Și în acest război civil din Siria vorbim de fapt despre guvern și opoziție. Acesta este războiul civil, între guvern și opoziție. Opoziția a
este formată din mai mulți și guvernul la rândul lui sunt formați din mai mulți, nu doar guvernul în sine. Vorbim despre Bashar al-Assad, care este președintele, și acesta a fost acuzat de faptul că este un semidictator, că doar el conduce și așa mai departe, de nepotism și așa mai departe. Și au fost tot felul de manifestații, manifestații care nu seamănă deloc cu manifestații din România. În România oamenii au ieșit în stradă, poate au mai aruncat cu bolovani, au mai huiduit și cam asta a fost. Nu, oamenii aceștia când au ieșit în stradă, au ieșit cu focuri de armă și a fost realmente un război, astfel că guvernul a intervenit și cu partea armată, militar, și am ajuns la ceea ce am amintit mai devreme, și anume un război civil. Este foarte interesant și lucrul acesta se știe de mult timp, însă acum este un caz concret pe care îl vedem, și anume că mai toate războaiele civile din zona aceea, Africa, au fost alimentate de marile puteri. Da. Foarte multe, foarte multe. Unele rețele de teroriști au fost înființate prin alimentarea de către marile puteri. Adică de unde își procurau aceia arme și așa mai departe. Piața ilegală a armelor este cea mai profitabilă piață astăzi. Piața armelor. Ilegal, la negru vorbim. Bun. Guvernul este susținut de următorii, și anume Iran, Rusia, China, Coreea de Nord. Pe de cealaltă parte avem opoziția. Și opoziția este susținută de Qatar, Arabia Saudită, Turcia, Statele Unite, Franța, Libia. Și apoi e foarte interesant că în opoziție s-a format din gruparea teroristă Al-Qaeda o altă grupare, Al-Nusra. Mai târziu, tot în opoziție, s-a mai format încă o grupare foarte cunoscută nouă astăzi, și anume Statul Islamic Irako-Sirian, adică ISIS. Despre și, care auzim vorbind. Da, și de aici a fost și situația aceea anul trecut, când Rusia a spus că intervine în Siria ca să lichideze ISIS-ul sau ISIS. Da. Și de aceea am văzut și două nave de luptă anul trecut, care din partea chinezilor, care s-au aliat cu rușii ca să lupte împotriva ISIS. Dar, de fapt, lupta nu era împotriva ISIS, ci lupta era împotriva opoziției. Pentru că, îți spuneam mai devreme, Rusia era de partea guvernului. Dar se pare, dacă mergem pe această linie, ISIS este susținut de Statele Unite ale Americii. Da. Foarte mulți s-au întrebat dacă are vreo legătură explozia de la Sankt Petersburg cu ce s-a întâmplat apoi în Siria. Nu știu de ce. Foarte mulți au crezut că este vina Rusiei. Știi cum e? Unele lucruri pot să aibă legătură cu celelalte și sunt situații când n-au nicio legătură. Acum, noi vorbim și despre faptul că sunt foarte multe speculații și teorii conspiraționiste. Da. Am vrut să spun semi-paranoice. Și anume că oamenii inventă tot fel de lucruri. Ideea este foarte simplă. Mă gândesc că atunci când noi discutăm despre unele evenimente care se întâmplă în lumea noastră, dacă cumva am găsit un document vechi și în acel document vechi să ni se spună că, de fapt, aceste evenimente se întâmplă, am fi super încântați, super în extaz. Domnule, ia uite că s-a spus. Da? Știi ce este interesant? Mai presupun toate lucrurile. Că în Biblie se amintește un lucru, și anume, înainte de sfârșitul lumii, vor fi războaie și vești de războaie. Atât. Da. E adevărat că în toate generațiile au fost războaie și vești de războaie. Dar mi se pare că în generația ta și a mea, parcă sunt mai multe. Dacă noi în România nu avem războaie și nici vești de războaie aparent, să nu credem că nu sunt. La noi războaiele sunt pe domeniul politic. Dar în alte zone sunt conflicte armate și marile puteri sunt implicate. Toată lumea este implicată într-o astfel de chestie. Da. Deci pacea pe pământ nu există. De asta îi rog pe telespectatori, când mai au timp, să se mai uite așa cu coada ochiului și în scripturi, pentru că acolo se spun anumite lucruri legate de timpul în care noi trăim. Da.
Mulțumesc foarte mult, Barney, pentru gândurile tale. Cu siguranță vom avea ocazia să dezbatem în continuare acest subiect foarte important. Dragi prieteni, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și noi vă dorim un sfârșit de săptămână cu multă pace în suflet. La revedere!